bacalar, numai pe scurt, inginer chimist, doctor în geologie. Vă spun din start, în momentul în care ați schimbat, sau șeful ne-a schimbat prezentările, ne-a dat temă, nu cred că vreți să știți cum am reacționat, ce forfotă, ce-am făcut, dar culmea, am văzut că n-am fost singură. Au mai fost câteva prietene, sau chiar mai multe, care au reacționat la fel ca mine, dar din greșeli înveți și taci și te uiți la alții. Așa am făcut și eu de data asta. Schimbarea doare, timpul vindecă. Așa că astăzi sunt în fața voastră, foarte bine să fac această provocare și să mă prezint și să-mi prezint caracterul. Nu am avut inițial gândul ăsta. Am vrut să vă prezint caracterul unui taximetrist. Și am să vă spun și de ce. Atâta influență negativă câtă poate avea asupra mea comportamentul unui taximetrist din ziua de azi, încât a lăsat atât de urme adânci, încât aveam și soluții și rezolvare. La revoluția asta, când am ales pe Iohannes, credeți-mă, am vrut să ies, să fac pancarte, să fac ceva. Domnule, vrem schimbare, vrem schimbare. Schimbare, primul lucru pentru taximetriști. Să-i civilizăm. Wow! Mă gândeam, fac afișe, gata. Opresc când trece prin fața mea. Vreau să-i spun, omule, sunt lângă tine, sunt om. Mi-a trecut. Și atunci am spus, ok, nu vă mai vorbesc despre taximetriști, că nu mai vorbesc. Mi-a trecut, evident. Și am să vă vorbesc despre mine. Nu știu dacă o să vă placă ce am să vă zic, dar risc. Și am să încep așa. Am fost un copil, problemă. Tata, tot timpul copilăriei mele mi-a spus că ai crescut ca o buruiană. M-am săturat de problemele tale. Inclusiv între a 4, între a 5, între a 6. Ai vrut chimie, m-am săturat. Am vrut informatică pentru tine. Nimic, n-am ascultat nimic. Culmea, a apărut copilul meu. Ce credeți că s-a întâmplat? Copia fidelă a mamei. Și atunci a apărut prima întrebare. Caracterul se moștenește? Este genetic? Două generații la fel? Wow! Și atunci am început să mă gândesc. Da, hai să vedem. Viața mea, caracterul. Nu. Caracterul egal comportament. Și atunci am început să văd cine m-a influențat pe mine să am astăzi un caracter violent, urâcios, să reacționez imediat, să nu gândesc după ce știu totul. Măi, nu reacționa! Nu reacționa din prima. Înghite înainte de a zice ceva. Acele 3 secunde, mai zic o dată ceva în creier. Ok. Și atunci mi-am făcut analiza caracterului. De unde până unde sunt atât de violentă? De ce sunt toxică? De ce am plâns data trecută? De ce sunt numai patimă? De ce? Și atunci am zis, păi, am lucrat la cosele, am plecat de nebună în țară, în 96. Fără sistem de marketing. Pe atunci marketingul nu era implementat. Habar n-aveam. M-am trezit în lume. Ci că du-te la vânzări, gata, trebuie să crească în companie. Acum te-am angajat. La treabă, în țară, ești bună. Wow, sunt bună. Hai să demonstrăm. M-am trezit. Cu aromele în sacoșă, cu mostre, cu oferte, ce am de făcut? Ce am de făcut? Ce-am făcut? Și ce-am făcut? Am plecat, m-am cazat la primul hotel, în Bistrița, aveam noi vreo 2 clienți, așa, hai să încep. Băi, de unde începi? M-am dus la recepții, băi, există firme, producători de arome, există firme, pe vremea aia erau o groază în Bistrița, erau vreo 20. Că da, sunt, du-te la depozitul cu tare, ia de pe etichete. Da, am înțeles. De la zero, fraților. Deci zi de zi muncă, de la zero. Deci du-te, ia etichete, caută clientul, du-te, bate-i la ușă și bătându-i la ușă. Bună ziua, cine ești tu, frate? În anii 96, ce vrei tu de la mine? Am plecat în țară, 44 de județe, 44 de reședințe de județe. Nu cred că am acum cifră, că nu mai sunt banii care erau atunci. Nu vă pot cuantifica, dar cred că am crescut vânzările fulminant.
Era nou, piață liberă, s-au schimbat toate de atunci, acum nu mai este așa. Am plecat singură prin țară, dormeam noaptea singură în mașină. Nu cred că vă puteți imagina ce am trăit. Asta a pus amprenta pe caracterul meu. Acum la revoluția asta nouă cu Iohannis, am zis că vreau să mă schimb. Voi, cunoscându-vă, m-ați făcut să vreau să mă schimb. Să vreau să-mi schimb caracterul. Lui Ovidiu îi mulțumesc enorm. Că m-au acceptat așa cum sunt. Voi sunteți noi în seara asta, dar parțial, aici este o altă trupă care mă știe foarte bine. Nu cred că am creat așa o mare dragoste prin caracterul meu violent. Eu rămân la părerea mea că e violent. Și ce-am hotărât? Cunoscându-vă foarte bine, am zis să-mi schimb viața. Am hotărât la 12 noaptea să ajung rău din casă. Am deschis geamurile, dar nu știu de ce să vă zic. Cred că o veni rău altuia la mine. Cred că o dat și alții drumul la geam, că deocamdată încă nu e ok, dar să sperăm, avem speranțe, că o să fie bine. Am creat o pagină de Facebook, nouă, marțea trecută, împreună cu prietena mea Petronela și am zis așa, haide să ajutăm. Fără să mai vindem. Fără să cerem oamenilor, îți aduc pasta de dinți, trebuie să-mi dai bani. Nu. Pagina asta de Facebook este pentru toată lumea. Vreau să știu din seara asta, cine a auzit de pagina Nu mai vinde ajută. Vă mulțumesc. Deci, cine va intra pe această pagină, va deveni prieten, se va schimba, va deveni bun. Este proiectul meu pe anul 2016, care sper să nu se încheie niciodată. Vă mulțumesc!